Ничего себе играть, по коридору расставляли. Astăzi se desfășoară a treia etapă acestui turneu și de prima dată avem un număr impunător de copii, 60 de participanți, care au fost repartizate în două grupe, categoria a patra, deja cu copiii care au experiență și care au participat la turnee și au îndeplinit categoria sportivă și tot restul copiii începători. Deci au trecut deja câteva runde, lupta este crâncenă, copiii au emoții cât și pozitive, atât și negative, cei care au câștigat se bucură, cei care au pierdut se indispun, sunt chiar și care au plâns, dar acesta este sportul, șahul. Următoarea etapă va fi la liceul Nicolae Iorga. Vă invităm toți copiii să participați. Se așteaptă, eu cred, un număr încă mai mare de participanți și, bineînțeles, câștigătorii, toți copiii vor pleca de aici cu cadouri, cu premii, cu impresii bune, cu partide jucate și, cel mai important, cu posibilitatea de, și cu dorința de a juca șah mai departe. Deci avem mai multe, un plan de acțiuni. În primul rând este acest turneu, 12 turnee spre victorii. Mai avem și alte activități. Deci în fiecare sâmbătă, chiar ziua de azi, avem așa numitul masterclass. Deci un antrenor cu experiență face o lecție deschisă pentru cei mai buni juniori din Moldova. Astăzi a fost încă o lecție, încă o etapă acestui masterclass. Maestru Fide Bogdan Pavlenko a citit lecție. Mai avem și încă acțiuni, deci vrem să facem un turneu pentru amatori, pentru că nu uităm și de amatori, bineînțeles că dezvoltăm șahul de copii și de tineret, însă nu uităm și de amatori, vrem să facem un turneu pentru amatori, care este planificat pentru luna noiembrie. Și, bineînțeles că mergem mai departe cu deschiderea centrelor șahistice, filialelor ale Academiei în teritoriu. Prima a fost filiala Ungheni la începutul lunii octombrie și vor urma încă câteva până la sfârșitul acestui an. Не надо ему подсказывать, пусть он сам думает, как ходить. А ты смотри, что можешь сбить, что не можешь сбить. Главное, не руками, ничего, это еще не значит, что все, ты уже выиграл. И не руками, а голова работает, а ручки только помогают. Хорошо, что будем делать. Thank you.
Нет, не сам. И вы его не забираете, он в лидеры. Thank you.